Salut, prieteni, și bine ați revenit la Cariera cu Lionel Messi. Este jumătatea sezonului la Barcelona. Perioada de iarnă în care trebuie să mai facem niște transferuri și avem aproape 200 de milioane ca să betonăm echipa, care și așa este una dintre cele mai mari ale lumii. Hai să rupem perioada asta de mercato. Dacă vrei să cumperi jocuri digitale ori gift card-uri pentru PlayStation sau Xbox, ai link în descriere către site-ul Eneba cu super prețuri la o gamă variată de produse. Suntem pe primul loc cu Barcelona, like mă acolo! Pentru Messi, care a zbuciumat la Liga, dar problema este în axul central defensiv, unde într-adevăr este prezent Kimpembe, dar parcă se poate mai bine. Mai este Martinez, care e un fundaș bun, lateralele sunt solide, atacul nu mai zic, cu rezerve pe măsură și un buget mare, 184 de milioane, mai e și weekly budgetul, avem de unde. Și m-am uitat prin comentarii, eu aș fi vrut alt fundaș central, dar se vrea revenirea lui Araujo în marea majoritate a comentariilor și fiindcă voi ați vrut, se face, așa că like acolo pentru revenirea lui Araujo. La echipă, joacă la Bayer Leverkusen, am putea să dăm vreo 100 de milioane și să luăm 100 și un pic, 89 pentru el. Nu are fața, asta este, dar e un fundaș la 28 de ani care ar putea să aibă 90. La da Barcelona, nu știm de ce, Messi a venit să șteargă cumva erorile din trecut. Plecarea lui Pedri, plecarea lui Araujo, la Gavi nu s-a mai putut face nimic, e incontestabil la Lazio, legenda clubului. Iar cei de la Leverkusen pot fi convinși cu sutica de milioane pe care am putea să o dăm pe Araujo. 100 și îl vor pe Noel. Mamă, Noel e la 51 de milioane, un jucător pe care l-am adus liber de contract și am putea să-l dăm pe Noel la schimb. Să luăm un alt mijlocaș defensiv, asta deschide noi căi acolo. Un jucător în loc de Tonali, bă, n-ar strica, dar să dăm o sumă clar mai mică. Deci să dăm undeva la 38 plus Noel. N-ar fi rău, l-am adus liber oricum. Vor 54.800 și Noel. Tot e bine pentru că tăiem acolo din sumă. Hai să vedem dacă putem să ne înțelegem la 40 și Noel. Hai mă, 51.900, nu scade deloc. Ca să mai avem bani de încă un transfer. 45 plus Noel. Hai pe bune, e deja 51.900 atât. Ok, 50 și Noel e echitabil. Ne-am tot dus. Ne rămân 134 de milioane și l-am luat pe Araujo. Hai că 50 de milioane și un jucător tânăr care nu mai are timp să crească, pentru că nu mai este timp la Barcelona. Echipa e prea solidă, sunt prea buni ai noștri. Trebuie să vină jucători bine cotați. Iar acum e momentul ca Araujo să semneze din nou cu Barça. O să primească un salariu masiv, va fi jucător crucial. Îl asigurăm de acest aspect și dăm un contract pe 4 ani să aibă băiatul viitorul asigurat. Vreau o clauză de reziliere. Pleacă, bă, de aici, ești cu Messi la bas. Uite, acolo se construia cam noul pe vremuri. Sunt pozele vechi, antice, ale acestui club, unde are cam mult tupeu Araujo la negociere. 120.000 și e insultător. Hai, bă! Și pleacă. Dar cât voia că avea 125? Ne-am certat. Ok, vom da un advance și poate ne înțelegem. Burnley l-a ofertat pe Nacho Sanchez. Acceptăm toate ofertele pe el. Dăm un advance. Avem meci cu Mallorca, mai putem negocia, mai e timp. Perioada de iarnă doar ce a început, avem o lună întreagă și pleacă omul cu mustăcioara de Escobar. Om al vremurilor trecute, parcă din filmările cu Nea Gigi din anii 80 și Messi îl trimite la plimbare. Depășit cum e și mustața. Burnley îl cumpără totuși și poate va deveni noua senzație a Angliei, dar n-avea loc de titanii Barsei. Iar Riad mai primește tot felul de oferte, băiatul va pleca liber la vară, ca așa a vrut el, ca să ia bani în fel de Mbappé, 26 de jucători în lot, vom avea 28 cu două transferuri, o să dăm un sim cu Mallorca, e meci în deplasare. Să sperăm că această echipă a Barcelonei rezistă. Da, bă, Højlund, Fati și De Jong marchează 3 bucăți care ne aduc 3 puncte. Suntem pe primul loc, dar o diferență minimă între noi, Atletico și Real Madrid, și va fi Supercupa Spaniei. Iar noi ar trebui să mai putem face o ofertă pe acest Araujo care ne joacă feste.
Enoel, 18 ani, 81, e Edita mai perla. Iar Leverkusen crește astfel de jucători, îl avem și pe Zubimendi din rezervă. Noel n-are timp să evolueze la noi, nu va juca. Și propunem aici 40 de milioane și Noel. Și vor 72 și Noel, haide mă, ce s-a schimbat? Înainte voiau 50 cât am făcut mai devreme. Ok, deci din 40 s-au dus în 72, ca apoi să ne înțelegem la 50. Arta negocierii. Aici se învață cu managerii din fotbalul mare. Dacă ai studiat economie, vrăjeli de-astea, n-ai înțeles nimic, pentru că ei spărți știe ce se întâmplă aici de fapt. Iar Araujo e clar că vrea mai mult, el vrea doar important, i-am dat chiar mai mult, crucial. Contractul va fi pe 4 ani, a început să propună el ceea ce e mai bine. Deci dacă propune și salariu, asta zic mă, vino mă pregătit mă. 175.000, i-am oferit 120.000 și n-a vrut. 195.000, dar mai tem la semnătură. Îi dăm 800.000 la semnătură. Gata. Băiatul semnează. El voia mai mult. Voia bănetul greu. Dar și așa are un salariu mare de tot. Și Barça își întărește apărarea. Avem apărare completă. Teo Hernandez, Lisandro Araujo și cu Davis. Bă, bă, ce linie de apărătură. Cea mai tare din fotbalul european. Este și un buget mare care ne-a rămas. Uite-l pe Arango, noul Messi. 95 rating. Este bestie din atac, cu care Araujo nu o să aibă treabă prea des, dar știe spaniolă și l-au adus să vorbească cu el. Numărul 2, așa mă, altfel, un fundaș de renume, Araujo revine acasă, Messi l-aduce unde este locul, iar acest schimb e unul bun și pentru Leverkusen, care au un mijlocaș defensiv de mare viitor, care va rupe tot. Spaniol ca managerul Xabi Alonso. Și ne rămân bani de Camavinga, fiți atenți. Mare mijlocaș central. Deci ăsta s-ar putea să fie peste Tonali. Va fi bestia de la mijloc. Practic acum avem încă un superstar la mijloc dacă îl aducem pe Camavinga. Și putem, avem bani. Este bomba la care nu se aștepta nimeni. Bomba dată de Messi. Camavinga care a plecat de la Real de ceva vreme. Joacă în Premier League, o face bine. E momentul să revină în Spania. Cu Teo Hernandez, cu alți francezi și Lopetegui, care se înțelege cu Messi, vorbesc lejer în spaniol, oferim o sutică de milioane. Și vor 140. Mam, ne-a spart. 110. Și 8.016 euro, un Logan la șpagă. 140. Hai mă, tată, mă! Bă, nu se poate să fie asta așa scump. 115. Și 28.016, un Mercedes la șpagă, 121.500. Băi, considerând că nu mai avem ce face cu bugetul, cred că ne putem înțelege la 117.500 și avem bani să-l plătim pe băiat. Gata, Camavinga vine, am spart banca. Barça face mutări de miliard cu Lionel Messi, în care conducerea are toată încrederea, dar dacă va eșua și pierde Champions League, pierde titlul. Practic a falimentat acest club. Lionel Messi moare odată cu el. Vom negocia și cu Camavinga. Dacă cu toate superstarurile nu ne merge, e belită. Ce să mai dăm de gard? E belită rău de tot. Camavinga, rotație. Minunat. Bă, băiatul n-are pretenții. Are 89, dar știe unde vine. Știe că la Barça nu e loc. Și vrea să fie rezerv. N-are nicio pretenție. Semnează pe 5 ani. Ia banul. Și cât să-i dăm? 200. 200 fix. Oricum avea 170. Vrea și un bonus la semnătură. Eu zic să stai cu minte și să iei banii. Tată, că 200.000 pe săptămână sunt bani. Da, hai, lasă. Hai că dăm 800.000. Îi faci într-o lună după aia. Deci mai stai o lună și îți vin 800.000. Messi nu e fraier cu de-astea să stai la discuții. Camavinga. Aproape 90 și el. Echipa noastră este stelar. Este pregătit aici să intre în cărți. Poate îl va scoate pe Tonali din primul 11. Nu vom afla, dar performanța băiatului e de 10. Și uite la aici că stă lângă Messi la prezentare. Am dat bomba. Transferuri de vis pentru Barcelona în acest sezon. 117 milioane ia Wolves. Și avem doi foști jucători de Real Madrid de aici. Tonali și Camavinga. Pe Tonali l-am luat direct de la Real. Uite banc. Presnelkin pe B, Camavinga, Abde, Anthony Torres,
Ter Stegen, primul 11 de vis. Deci așa echipă o să aibă toți peste 90. Încă puțin și au toți peste 90. Fischer are 89. Full peste 90 la Barça Dream Team. Capitanul îl facem pe Pedri. E momentul să fie omul care să poarte banderol. Messi are încredere. Îi dă banderol acestui super jucător. Pedri e perla Barsei. Super cupa. Cu Getafe, primul meci. Care cred eu că e o nimica toată, mai ales că a venit și Araujo înapoi acasă. Putem să-i dăm cu exim la mic risc, la penaltiuri ne impunem. Deci a fost destul de greu. Hoylund o dă, Camavinga o dă, că a intrat și el. Arango ratează. Și Messi mai rata când era mai tânăr. Deci fix pe urmele sale merge argentinianul, nu mai are timp să-și regleze tirul și devină legendă ca Messi. O să-l facem CM pe Camavinga în două săptămâni ca să-i creștem stațiile de shooting unde e puțin mai în urmă. Oricum el va putea juca CDM în continuare. Și e revanșa cu Realul deja în Supercupa Spaniei. Data trecută, momente grele cu Real Madrid, dar un nou El Clasico cu cupa pe masă o să ofere momentul revanșei pentru FC Barcelona la Mallorca, cu băieții puțin obosiți. La ei, nu știu dacă vreun transfer, poate João Mário, oricum o echipă care s-a ținut bine în meciul precedent. Barça cu Real. Echipa Barcelonei cu jucători pe toate posturile. Trei băieți pot juca fundaș stânga și o fac la cel mai înalt nivel. Avem atacant, avem benzi și putem câștiga un prim trofeu. E super cupa asta. Ia uite ce cupă. O cupă grea, o cupă pe care am obținut după ce am bate Realul. Deci e moment greu. Super cupa Spaniei o să înceapă. Uite, acolo este și un pat medical. Pentru că era pregătit de pe vremea când juca Usman Dembele aici, a rămas acolo. Acum Virt se mai rupe, la noi nimeni, în schimb. Băieții sunt pregătiți fizic la nivel maxim. Mamă, Real Madrid cu pasele, excelent, Araujo din nou. Avem fundaș, e Arango aici. Arango pe culoar printre doi, Alvaro Arango, Arango, Arango îl pune jos pe Courtois, e golul argentinianului. Da mă, da, este gol de 1-0, se duce la cameră și o pune cum vrea el. Momentul său, moment de idolatrie, bine, acolo erau fanii Real Madrid, nu și-a mai dat seama, din cauza că era adrenalina momentul. Decaru, fază de decar. Avem 5 decari oricum la Barcelona. Este plin de decari. Pedri, se vede care banderol. Știe cum să o judece. Hernandez, Martinez. Acasă mă, la Fischer. Fischer. Exterior și din partea lui Fischer. Alfonso Davies. După el Vinicius, Davies. O ia pe cum propriu Arango. E altruist, îi dă minge, nu se bagă în scheme. Hoylund putea primi, blochează Lenormand. Încă un cu puțin șifonat de băieți. Se vede că e un jucător de mega tehnică și trebuie să-l liniștim cum e Neymar liniștit de adversari. Tot timpul așa și cum. Să ținem pe centru. Bine mă, Tonali. Hai Pedri, du-te tu. Hoylund, Arango. Arango aici, poate trimite lui Pedri, o face Hoylund în centru. Hoylund, haide mă! Courtois e foarte bun în continuare. Respinge multe mingi. E greu de învins, a fost driblat de Arango. Asta a fost șansa noastră. Diogo recuperează Arango, haide mă, du-te Arango. Alvarito! 2-0! 3-0 poate, dacă se pune și acest gol. Și el ar mai da. Ar da în minge la orice oră. E nebun după gol. Și are tumbele. Este magic. E o pasă bună, Said. Pare că ar putea să înscrie aici Said. Respinge Fischer, Araujo o scoate de acolo. Bravo, Araujo, Pedri. Haide, mă, își dă mingea în mână. Lovitură liberă degeaba, Pedri greșește. Și Realul face schimbare, intră Noel. La jucători noi, noua generație de la Real Madrid. În curcu, ar putea să o pună la vinclu. Poate fi o schemă. Este o schemă, Vinicius apără Fischer. Hai că ne ține și Fischer acolo. De data asta Ancelotti cam stresat, nu-i prea merge. Intrarea vine, Ansu. Vine, trage Delmo. Hai, intră în el repede. Trebuie să-l facă cineva, driblează Vini, trei adversari. Vini continuă.
mingea în Noel. Nu! Araujo îi dă peste picioarele Davis din greșeală. Araujo intervine hazardat. Ce se întâmplă, bă? Da, penalti. N-am speriat. Penalti. Momentul lui Fischer. Fischer! Oh, scăriță! Ce tupeu vini! Nu mai face de-alea nebunii de-alea. Se bagă și ea mingea că vrea să mai dea. Avem probleme. Nu știu, sunt obosit după meciul de 120 de minute pe care l-am jucat degeaba. Intră Ferran, intră Anthony. O să îl mutăm pe Arango pe stânga. Și nu știu dacă mai putem face ceva. Ar putea intra Abde. Hai mă să intre toți. Toți băieții fresh, Camavinga și el. Patru oameni să ne țină acolo, în fața Realului. Nu, e pasă bună. Grijă, Noel. Nu, scărița. Ah! 2-2. Și uite, după o repriză perfectă pe care am făcut-o, în a doua am cam clacat. Ați în față cu Vinicius și Davis. Da, Vini e și pe recuperări. Araujo e depășit de situație momentan. La Leverkusen, în Bundesliga, nu dă de echipă care al Madrid. A dat de Real în grupe, dar nu i-a prit. Și uite câte gafe. Câte gafe. Încă o bucată, pe bune. N-am nicio explicație pentru ce s-a întâmplat aici. Pur și simplu nu înțeleg. Mamă, Noel ăsta. Alunecos rău de tot. Camavinga, bine. Pedri. Hai că se poate. Ferran Torres în față. Pedri pentru Ferran. L-aștea Anthony. Ferran Torres. Hai Ferran, dă-i gol. Gol, mă. Este 3-3. Ferranito Torres restabilește egalitatea. Nu știm unde pleacă. Nu știe cum să se bucure de când a mai marcat. Și face, bineînțeles, celebrarea lui Charlie Slavici. A terminat, pac. Dai cum, mă, ce celebrare. Senzațional. Operatorul și Anthony pregăteau asta. Antrenamente acolo, au vorbit de pe banca de rezerve pe care stau tot timpul. Uite că au făcut-o, au marcat împotriva lui Real Madrid. Zic că e offside. Nu este. Araujo intervine. Haide, ultima fază. Mai lasă-ne puțin, domn arbitru. Arbitru prelungește. Ferran Torres primește. Ferran, fie erou. Ferran! E gol! Gol Ferran Torres! Două minute, două goluri! Petru FC Barcelona, Anthony și Ferran irezistibili reușesc să aducă supercupa pentru echipa lui Messi. Delir, meci incredibil, cel clasico, 4-3, mă. Doamne, cum a lăsat arbitrul să continue jocul? Ce arbitru bun, arbitraj solid și Ferran Torres nimicitor. N-a avut nicio șansă de asta Courtois. Două goluri Ferran. Două Ferran, două Arango, dar al lui Ferran parcă mai important în niște momente cheie. Ce bucuros e Ferran. Aduce trofeul Barcelonei la culcare, Realule. Da, mă, da. Pedri. Ce supercupă cu mânușițele. Este Barcelona câștigătoarea supercupei în 2028. Asta e, mă. Un trofeu bun într-un moment cheie, ca să prinde mai mult moral. În continuare, în campionat, luptele vor fi întoi, dar în ce stil am câștigat meciul este formidabil. Barco e dorit de Dortmund, dar nu mai vindem. Noi am cumpărat. Am spart la bani. 843 de milioane am spart. Într-un an, cum e posibil, în 6 luni. Bine, am și încasat niște bani de pe aici pe acolo, dar totuși. Ce sume de transfer? Spaniol. Au 15 puncte. Haide. Să-i rupem. Derbiul de Barcelona, 3-1. Arango cu dubla și Fati cu golul. Arango este omul care dă două pe meci. Højlund nu mai înscrie. Nu știu ce se întâmplă cu Højlund. În general, el le dădea. Mamă, și avem și cu Atletico în La Liga. Pfo, meci tare. Suntem la 6 puncte acum. Și Atleti și Real s-au tot încurcat. Și unde era un punct, acum sunt 6. Da, e bine de tot. Meci cu Atleti și un meci important. Atleti a fost tare data trecută, Raul Garcia a rupt, dar noi am fost mai buni. În momentul de față ar putea să caute revanșa. Fati este prea obosit ca să joace și îl vom băga pe Anthony. Arango pe stânga, Anthony pe partea dreaptă. De asemenea intră Camavinga mai odihnit și Kimpembe e ceva mai odihnit în momentul de față. Trebuie să mai băgăm din jucătorii de rezervă, dar
Ce rezervi? Momente bune pentru Barcelona. Pe bancă, băieții care ați mai obosit pot să intre oricând. Mergem la Madrid și e poate ultima șansă pentru Diego Simeone să-l prindă pe Messi. Ar fi 3 puncte diferență dacă bate Atletico, dacă nu, ne ducem departe. Terenul înghețat. Au oprit încălzirea, că știu că noi suntem mai tehnici. Să-i tragă în jos pe Arango, pe Anthony. Jucăm pe terenul înghețat de la Madrid. Băi, Madrid este extrem de cald, ninge. Și terenul e înghețat, că la o încălzire nu se poate în asemenea stadion. Dar măcar, hai să zicem, putea fi mult mai rău. Doamne, cum sare gheața, dă-te bă băiatule de aici. Putea fi înghețat cu tot. Am mai văzut și de-astea la diverse cariere în trecut. Dar uite cum sare apa de acolo. Ce gazon e ăsta. O să ne spargă. Edi are variante de ora bună hands. Haide, Goresca. I-a spart ceasul pedrii lui Goresca. Una lovitură liberă pentru Alvaro Arango. Arango, încântă-ne. Alvaro Arango bate. Bară. Haide cu capul, Teuțule. Sau Hoilu din foarfecă. Doamne, ce a vrut să fac. Cama gol. Pedri, gol, mă! Ce șut, Pedri! Capitanul nostru deschide scorul cu Atletico Madrid. Ce faz! Totul a plecat de la bara aia din o fătură liberă. Ce a vrut să facă și Hoylund, maestrul foarfecelor. Senzațional! Pedri ăsta cu o stânguie, superbitate, golul ăsta. Pedri, frumos, ce joacă Pedri. Anthony, tot cu Pedri. Pedri a cam scăpat mingea de sub control. Era recuperarea. Se descurcă băieții lui Atletico. Pedri recuperează, doamne. Anthony pentru Rasmus Højlund. Ăsta e, bă. În sfârșit, gol din partea lui Højlund. Este gol de 2-0. Și suntem evident mai buni în acest moment. Dansuri, toate giubușlucurile. Nu te-ai gândit că un jucător nordic ca Højlund face de asta, dar Anthony poate să convingă pe oricine. E ca Neymar pe vremuri. Mamă, ce trecere! Bravo, Fischer! Fischer ține poarta intactă și pleacă Højlund. Mai pe culoarul ăla frumos. De Jong, doamne, cum a luat-o Medina. Tură liberă, minge centrată, Camavinga, dă cu cap. E peste tot, câștigă fiecare duel. Și aici scoate Fischer. Ce a însemnat Fischer în acest meci pentru noi? Raul. Raul. Continuă singur. Nu știe ce să-i fac. S-a făcut de râs. Batem pe Atletico cu 2-0. Atletico puțin scoasă din schemă, 9 puncte diferență între noi și ei. Realul ar putea să se țină mai aproape, dar nu știu ce a mai prelungit arbitrul, că deja era clară situația. Simeone înfrânt. Dar ce poate să facă unei echipe care a spart 850-860 de milioane de euro pe transferuri? Realul a bătut pe Cadiz. Dar între Barça și Real se dă lupta sezonul ăsta. Și probabil că ne mai încurcăm și noi la un moment dat și lucrurile nu vor fi chiar așa detașate. Avem și cupa. Și în cupă trebuie să prestăm. Băieții din conducere vor toate trofeele, e și normal. Anthony sigur vrea să joace. Și o să-l băgăm de data asta fără frică. Deși e mai obosit, omul are tupeu. Real Betis nu e o echipă ușoară. 1-0. Fati dă gol, dar jucăm 120 de minute. Am jucat și prelungiri. Nu e de bine pentru noi. Ne obosesc jucătorii maxim cu astfel de partide. Îl băgăm pe Ferran în vârf și Araujo e prea obosit, va intra Presnel. Trebuie să facem schimbările astea, dar întâlnim o echipă modestă. La penaltiuri am bătut. Deci două meciuri de 120 de minute, zici că e Cupa Mondială, Cupa Spaniei. A ratat Pedri, a dat Arango gol de data asta. Bine, Abdec a avut sânge rece, frumos. Am cumpărat și jucători de aceeași naționalitate cum e clubul, jucători spanioli. L-am luat pe Pedri, adică l-am luat pe Pedri, s-a terminat. Niște transferuri mai bombă, oare s-au făcut? Valverde la Chelsea. Mamă, transferul făcut în noiembrie.
Au dat 216 milioane de euro pe Fede Valverde. Ce-i cu Chelsea? Noi am dat bombele iernii 2028. S-a dus Balde la Valencia pe 104 milioane. Și aia e o sumă imens. Și Jesus a fost cedat la Nice. Deci omul a ajuns în Franța, e capăt de drum. Este și Cucurea vândut la Monaco după meciul ăla, l-a dat Simeone afară pe Cucurea, incredibil. Se mai zvonesc niște transferuri. Tielemans ar putea să se alăture lui Atletico, că mijlocul e varză și a dat seama și Simeone. Și e jucătorul lui Dortmund. Asta e o nebunie. Iar Sevilla ar vrea pe Ferran. Bayern s-ar putea să lea pe Hakimi. Trebuie să mai vândă și Chelsea. 122 de milioane dă Sevilla pe Ferran Torres. De banii ăștia am putea să luăm pe Steinar Sorensen. Mamă, să mai face ceva. Omul care are 96 acceleration, 99 sprint speed, 95 agilitate cu 93 strength. Dar pe ăsta trebuie să dăm mulți bani și are salariu foarte mare. Nu știu ce putem face. City are totuși niște cote mari. N-avem ce să facem. Ferran nu e atât de bine cotat, culmea. Deși l-aș vrea pe tăietorul de lemne norvegian, nu cred că putem. Dani Olmo înapoi la Leipzig, 108 milioane de Leipzig să-l readucă de la United. Și Cherki vine la United pe 95 de milioane. Mamă, în deadline day s-au trezit toate cluburile. Și Ferran era bomba. Pablo Barrios la Milan. Pe Kimpembe vrea Parma, care a dărs sala noastră din optimile Champions League. O favoare cerută lui Messi. Dă-l bă pe Kimpembe să ne apărăm și noi. Nu, să întărim adversara directă. Chit că am avut momente frumoase la Parma. Sunt vremurile de trecut. Nu ne întoarcem acolo. Lisandro e dorit de Arsenal. Danso se duce la Real, normal, 32 de milioane. Unde să te duci? Todibo ofertat de Torino 47 și pe Lisandro 85, da, sigur. Cum să-l dai, bă, pe Lisandro? Chiar dacă are 30 de ani. E un jucător de mega experiență, n-are cum să pleci. Ăsta a fost deadline day-ul. Frumos. Și jucăm cu Realul. Nu se poate, în cupă tot cu Real, deci numai El Clasico avem. Cumva e frumos. Meci cu Real Sociedad, oh, Real și în campionat. Ok, data viitoare, meciuri cu Real, Parma, sunt momentele grele în această carieră. E momentul să dovedim că putem. Sunt meciurile pentru care am venit aici. Trebuie să batem tot și să mergem mai departe cu această echipă. Pedri e suspendat pentru meciul din cupă, dar de-aia l-am auzit pe Camavinga. Ce echipă avem! Data viitoare, trenerul Real Madrid. Până acum ne-am împărțit victoriile. Oare ce se întâmplă în acest El Clasico de cupă? Aflăm data viitoare. Sper că v-a plăcut acest episod al transferurilor. Este Barcelona remodelată de Messi. Am creat bestia. O vedem la lucru data viitoare. Cam atât. Pa, pa!